Portează și tu afacerea la Telecom. Ai mobil redus la jumătate cu totul nelimitat. Tu ai doar costuri, nu și beneficii. Așa faci teleconomie și în business. Bună și bine v-am regăsit la o nouă ediție a ZFIT Generation, emisiunea în care ne propunem să vă prezentăm unele dintre cele mai interesante proiecte de tehnologie din România. Astăzi discutăm cu Daniel Tilă, care este cofondator și Chief Automation Architect în cadrul Automation Pill, un startup local ce dezvoltă atât produse și furnizează servicii pentru automatizarea proceselor din cadrul companiilor. Bună, Daniel! Bună și salutare! Spune-ne, te rog, conceptul Automation Pill. Ce faceți mai exact? Păi, cu Automation Pill ne-am propus să ajutăm companiile să se digitalizeze și să devină mai competitive, să-și elimine din task-urile acestea repetitive pe care fiecare companie le are și să-și optimizeze costurile. Și cum faceți acest lucru? Dezvoltați voi roboți, software, ce tehnologii folosiți? Avem două direcții. Avem și servicii și produse. Practic, produsele am dezvoltat împreună cu niște clienți, am identificat niște nevoi comune în piață cu primii clienți cu care am colaborat. Iar pe partea de servicii, bineînțeles, oferim și servicii de consultanță, ajutăm companiile să se identifice, să-și identifice astfel de procese pe care le au în firmă. Le ajutăm și cu implementarea și facem și partea de training și suport. Ce produse ați dezvoltat mai exact până acum? Ce fel de procese ați automatizat cu ajutorul lor? Păi, avem avut niște clienți diversi, adică am avut o serie de clienți diversi. Am început cu financial și fintech, zona de fintech, după care am continuat cu data analytics. Am avut inclusiv și agenții de marketing și vânzări, inclusiv și industria de muzică. Am avut din roboți, un astfel de robot. Practic, ce e important la acești roboți este că nu sunt dependenți de industriile din care vin. Și astfel, posibilitățile de automatizare sunt nelimitate. Când ați început mai exact și câți clienți ați reușit să câștigați până acum? Am început acum un an. Am început împreună cu colegul meu de la Goș. Am avut clienți diversi, cum am și spus. Am avut peste vreo 15 clienți cu care am colaborat, bineînțeles pentru procese diferite din cadrul companiilor. Și continuăm și pe partea și în anul 2020 să continuăm activitatea. Clienții sunt doar din România sau aveți și clienți din străinătate? Ne-am focusat pe clienții din România. Un lucru pe care l-am identificat noi este pe lângă, adică cred că este o nevoie de educație pe publicul, pentru publicul din România. Cred cu tăie că România are un potențial foarte mare de dezvoltare în zona aceasta. Am avut și un client din Irlanda, însă a fost un client care a venit organic, adică n-am depus niciun efort în acest sens. Ai spus că ați început în urmă cu un an. Ați început cu o investiție inițială. Cum v-ați asigurat fondurile în perioada de început, până să câștigați primii clienți? Am făcut cam tot ce este necesar în bootstrapping-ul proiectului din resursele proprii și n-am avut nevoie de investiții ulterioare. Faptul că am reușit să monetizăm împreună cu primii clienți a fost un mare avantaj. Aici, mă rog, am fost puțin și norocoși pentru că este și o nevoie în piață și am avut așa un context favorabil. Cam la cât se situează valoarea, costul unui astfel de proiect de automatizare, între cât și cât variază? Depinde, pentru că, așa cum spuneam, în 2019 am început cu clienți în care am reușit să identificăm procese comune care se întâmplă în astfel de companii. Oferim clienților cam două tipuri de modalități de plată, pe bază de abonament și one-time fee. Depinde foarte mult și de complexitatea proiectului pe care îl furnizăm.
Adică la partea de subscription putem să discutăm de la costul de 100 de euro pe lună. Până, bineînțeles, mi-e greu să dau un plus pentru că depinde foarte mult de lucrurile pe care le facem sau lucruri care se doresc să automatizeze. Asta, bineînțeles, e drept proporțional și cu beneficiul pe care îl dăm, pentru că nu știu dacă știi, adică regula de 80-20, nu neapărat, adică oricum acest robot nu automatizează tot. Și câteodată cu 80, cu 20% din efort, automatizez 80% din lucruri. Depinde foarte mult, mi-e foarte greu să dau o cifră exactă. Ce venituri ați reușit să obțineți în anul trecut pe durata funcționării de când ați început? Cred că au fost 6 luni, nu? Da. Pe 2019, așa cum spuneam, nu ne-am concentrat să avem un profit foarte mare. Ne-am focusat pe identificarea acestor nevoi comune. Am reușit să avem o serie de clienți cu care colaborăm și să dezvoltăm acest robot ready to use. Pe 2020 urmărim continuarea acestui mod de lucru. Vrem să și mergem pe partea de educație, pentru că cred că asta un lucru lipsă sau un lucru pe care România are nevoie. Asta este o nevoie de o educație și de o conștientizare a acestor roboți. Estimăm în 2020 că o să avem venituri cam de 150.000 de euro, cam așa, cifra de afaceri. Ok, și ce ați observat la companiile din România? Cât de deschise sunt spre acest tip de soluții, de roboți software? Și cel puțin dintre clienții voștri de acum, cei 15, ce au cerut cel mai mult? Ce fel de procese au dorit să automatizeze? Păi, cum spuneam, am avut procese diverse. Adică, de la finance până la zona de muzică, depinde foarte mult. În general, genul acesta de roboți sunt foarte potriviți pentru lucruri care se întâmplă recurent în companii și oamenii pe care nu știu sau directorii nu realizează neapărat lucrurile astea. Dar genul acesta de roboți sunt, dacă ai, de exemplu, un număr de oameni care își fac un anumit lucru și le ia două ore pe fiecare săptămână, evident că având un astfel de robot, avantajul, bineînțeles, că îl poți multiplica și poți să salvezi un volum de muncă mare overall. Am avut de la artiști de muzică, cum spuneam, la procesarea de facturi și lucruri care se întâmplă, practic, să le digitalizezi. Pentru că fiecare companie are adică cam toată lumea lucrează la calculator la partea de operații, că trebuie să ținem legătura cu clienții și așa mai departe. Și acești roboți vin să umple acest gap între partea digitală și partea manuală care se întâmplă în fiecare companie. Spune-ne, te rog, de echipă. Câte persoane lucrează acum pentru Automation Build? Păi suntem început doi și avem mai mulți oameni care colaborăm. Acum ne dorim să extindem echipa. Și în 2020 suntem în total de vreo 6 oameni acum. Și cu câți oameni ai în plan să extinzi echipa? Mi-aș dori ca în 2020 să ne mărim numărul de oameni. Mi-este greu acum să-ți dau un număr, pentru că a fost și perioada COVID-ului și cam toate proiecțiile noastre au fost afectate, să spun, de lucrul ăsta. Un lucru pe care pot să spun este că am fost afectați și noi de COVID și acum revenim, companiile revin la flow-ul normal. Mi-aș dori să extindem cu încă vreo 5 oameni până la sfârșitul anului. Cam asta este targetul nostru. Deci acea perioadă, stare de urgență, v-a afectat în mod direct. Au fost delay-uri în discuțiile cu clienții sau în dezvoltarea soluțiilor? Au fost delay-uri inclusiv și, pot să spun, stopări are lucruri. A fost proiecte pe care le aveam în derulare, au fost on hold. Acum, ulterior, au început să reia lucrurile, tocmai și pentru că noi am văzut acest trend în piață,
am încercat să ne punem energia în altă parte. Iar pentru asta am venit cu propunerea de a face cursuri și pentru asta o să mergem și în următoarea direcție, de a educa piața. În practic, timpul acela l-am folosit într-altă direcție. Ok, totuși această pandemie a dus la o digitalizare forțată în multe industrii. Da. Nu a avut și aici, să zic, un cuvânt de spus să arate că este importantă și partea aceasta de automatizare de procese? Ba da, noi suntem avantajați. Cumva de această criză noi suntem avantajați și observăm o creștere care se întâmplă acum în piață. Ce spuneam noi era oarecum de începutul crizei, am simțit-o și noi. Da, noi suntem avantajați de lucrul ăsta, oamenii realizează importanța digitalizării, deja încep să gândesc mai descentralizat și observăm o schimbare a pieței cam în toate industriile, cam toți clienții cu care noi discutat work from home l-au pus normal, cel puțin în perioade ale anului. Un lucru pe care l-am observat este că inclusiv și companiile tradiționaliste și-au dat seama că dacă nu inovezi, nu cam rămâi în urmă. Adică e un lucru de bine această criză. Spune-ne ce ținte ai în ceea ce privește numărul de clienți pentru anul acesta, la ce portofoliu crezi că vei ajunge la final de an? Observând trendul acesta pe care l-am observat de la începutul crizei și oarecum reluarea activităților, estimez că o să ajungem cel puțin 10 clienți, noi estimăm. Din nou, eforturile acum pe care noi le punem este în educație, educarea publicului și a conștientizarea companiilor mai mult. Asta este un gap pe care noi l-am observat că se întâmplă în piață și pe care vrem să-l acoperim. Și în afară, da, este aceeași situație sau acolo companiile sunt mult mai conștiente de ce înseamnă astfel de soluții, ce plus valoare aduc? În afară, nu ne-am concentrat eforturile pe partea din afară, sincer, pentru că, din nou, cred că România are un potențial foarte mare. În următoarea perioadă, vrem să depunem sens și vrem să depunem efort și de a lucra cu companii din afară. Cred că sunt mai deschiși. Ce am observat noi, adică pot să dau un exemplu pe care l-am avut, oamenii erau foarte deschiși, adică știau cam tot ce este nevoie, nu le era teamă că și-au joburile, pentru că asta este din nou și un aspect pe care nu l-am identificat în companie din România, care am avut de fapt un caz în care managerul sau omul de decizie a zis ok, vreau să fac asta, că înțeles beneficiul, și când a fost să trecem la partea de implementare, ne-am lovit de o reticență a oamenilor, a angajaților, că nu vreau să colaboreze cu noi, noi vreau să știm ce trebuie să le automatizăm. Și au fost reticențe la început, după care am început să îi luăm ușor și când au văzut primul robot implementat, a fost oarecum așa forțați, au zis, mai vrem, uite, și au dat seama imediat și au avut luminița aceea, uite, mai vrem și asta, și asta e un lucru pe care nu ne place să-l facem, știi? Că sunt cam peste tot sunt lucruri pe care nu-ți place să le faci, asta ne propunem noi, să luăm aceste task-uri migăloase din companii și să le dăm acestor roboți. Deci au dat seama că nu se plictisesc și n-au așa o reticență din a le face. Deci și-au dat seama cei de aici, angajații companiilor locale, că le simplifică, nu munca, nu e vorba neapărat că îi înlocuiesc roboții, efectiv. Da, pentru că noi am, adică când am trecut la implementare, ne luam mereu de chestia că n-am timp și de cele mai multe ori, motivul în care se întâmplă să oamenii să nu aibă timp, ok, sunt foarte, foarte aglomerați, de exemplu, la departamentul de financiar, când e zi de plată la o companie mare, nu prea poți să vii cu lucruri peste, pentru că sunt niște deadline-uri care trebuie respectate și noi asta ne dorim, ca oamenii să aibă mai mult timp. Adică nu dorim să-i salvăm de toate task-urile și nici nu poate să facă astfel de robot, dar lucruri punctuale pentru operații pe care acestea le fac, propun să-i degrăvăm de aceste pain points.
Ai spus că ați identificat o serie de nevoi comune ale companiilor. Poți spune care sunt acestea? Un lucru pe care l-am observat, de exemplu, la Medicigan, în partea de vânzări. Implică foarte mult, foarte multă logistică acest proces. Acum sunt și niște procese foarte clasice care se întâmplă în companii și depinde foarte mult și de profil, de mărimea companiei. Partea de HR, de exemplu, un caz foarte clasic de astfel de automatizări. Când vine un angajat, când pleacă un angajat, apoi mai avem pe partea de adunare de date din diferite medii, putem să spunem, și asta e un proces comun. Și cam aceasta îmi vine acum în cap. Ce tehnologii folosiți atunci când construiți un robot software pentru o companie? Cred că sunt implicate mai multe, nu? Da, folosim și ne focusăm foarte mult pe partea de soluții, adică ne lucrăm și cu soluțiile de iPad, însă nu ne focusăm neapărat pe aceste lucruri. Dezvoltăm și lucruri care țin foarte mult de companie, de volumul de date, ajutăm și chiar și cu algoritmi de machine learning, pe care acolo nu mai vorbim de lucruri exacte, vorbim de lucruri care se întâmplă sau este o probabilitate de a se întâmpla. În principiu, putem să facem orice soluție sau orice soluție care se întâmplă în companii recurent și care merită, bineînțeles, automatizat. Aveți nevoie acum de finanțare? Aveți nevoie de investiții pentru a continua sau vă autosusțineți? Momentan nu căutăm finanțare și n-am căutat când a fost necesar. Faptul că am reușit să monetizăm până prin clienți a fost un avantaj și ne-a permis să ne susținem. Nu căutăm investiții. Ce background aveți tu și Dragoș? Eu am avut mai multe inițiative. Avem background tehnic în principiu, însă am fost implicat în mai multe proiecte, mai multe inițiative, chiar din anul 4 de facultate. În principiu background tehnic, însă și a trebuit să facem oricum lucruri cam tot ce implică în orice companie, de la promovare la partea inclusiv de vânzări. Acum nu mai facem implementare, că avem, adică ne ocupăm doar de partea de consultanță și de optimizarea acestor procese. Ai fost și în postura de angajat? Aceasta este da. Primul proiect de antreprenoriat? Nu. Am cochetat cu antreprenoriatul din anul 4 de facultate, deci cam de acum 10 ani am avut mai multe inițiative. Cu Automation Feel am început acum de un an, împreună cu Dragoș. Nu. Ce altceva, ce alte inițiative ai mai avut, ce alte proiecte în zona aceasta de antreprenoriat? Păi am avut chiar în 2008 pe partea de real estate. A fost atunci o lovitură pe care am pornit-o chiar atunci pentru un, tot așa cu un soft de ajuta agenții de vânzări din real estate de a identifica anunțuri care merită vizionate sau raport calitate preț foarte bune. Asta a fost primul produs. Și l-ai dus la capăt, ai ieșit din proiect sau ce s-a întâmplat? Da, a fost sincer un context foarte, foarte nefavorabil. Lipsa de experiență, am avut mereu un drive de a face lucruri de genul ăsta. Eram la început, anul 4 de facultate, am reușit să-l monetizez, dar criza din 2008 ne-a afectat foarte mult. Adică noi am identificat o nevoie chiar
unde a durut cel mai tare și a trebuit să ne orientăm direcție către altă, în altă parte. Deci a fost un moment mai nepotrivit atunci. Da. Foarte nepotrivit. Ce sfaturi ai da persoanelor care au și ele o idee în zona aceasta de tehnologie și vor să pornească acum un startup? Cred că sună așa un clișeu să încerce, dar să nu se teamă de eșec, pentru că poți să, clar, poți să înveți și în greșelile altora, dar să nu fie teamă de eșec. Cred că faptul că încerci, te călești foarte mult și să citească foarte mult, asta cred că e primul lucru pe care le spun, să citească, să știe industria, să știe ce fac competiția sau competiția așa mai departe. Și cred că trebuie să meargă într-o direcție în care chiar simt că fac asta natural și fără efort. Da, și să încerce. Sincer. E primul pas. Da. Și o ultimă întrebare. Spune-ne, te rog, unde vezi Automation Peel peste 5 ani? Peste 5 ani îmi doresc să creștem cât mai mult și îmi doresc ca pe fiecare continent să avem câte un birou. Ei, deci sunt planuri măreți. Da. În regulă. Așteptăm să vedem atunci cum veți crește proiectul în continuare. Mulțumesc pentru participare, Daniel. Cu mare drag. Aceasta a fost ediția de astăzi a ZFIT Generation și nu uitați să ne scrieți pe adresa de mail zfitgeneration@zf.ro dacă aveți un proiect de startup tech. Seară bună! Thank you.